ultima în clasament, pe locul 19 cu doar 5 puncte. Și începe meciul dintre Miercurea Ciuc și Pandurii Târgu Jiu cu... Eder González, spaniolul, trimite în blocaj, revine și centrează pentru a doua oară, deloc rău, Maghiari, este gol! Minutul 27, un balon, iar formația oaspete cere lovitură liberă indirectă pentru o presversare care nu se simte nici ea prea confortabil. Iată-l pe Raul Palme, centrare deloc rea în careu și este... lovitură de la 11 metri. Maghiari, un pas, 2, 3 și este gol! Gol marcat de Miercurea Ciuc, minutul 30. Iată gol! Este și centralia echipei gazdă. Îl driblează pe Damir Lulianović și marchează pentru 2-1. Iată, foarte bine acolo. Kiș și este gol! Gol marcat de Pandurii Târgu Jiu, exact ce vă spuneam, minutul 73. Balon reluat, plasat acolo cu latul. Țilar Calman, un șut direct pe lângă poartă. Și este probabil ultima fază acestei confruntări. La repunerea balonului din 6 metri, centralul partidei, Andrei Țiții, va fluiera finalul confruntării. Thank you.